O recomand pe doamna doctor Dana Preoteasa, întrucât prin calitățile profesionale și morale de care a dat dovadă, ne face să vedem lucrurile și lumea mai bine, vederea fiind o cerință strict necesară în multe domenii de activitate. Aceste calități au fost dovedite prin experiența și dăruirea în cadrul Spitalului de Oftalmologie, care reprezintă un centru oftalmologic integrat, unic în Oltenia. Pe lângă calitățile umane și profesionale dovedite, doamna dr. Preoteasa a demonstrat că este un om cu viziune, reușind să înființeze un lanț de cabinete oftalmologice în Craiova, Slatina și Târgu Jiu. Apreciez că doamna dr. Dana Preoteasa reprezintă un simbol pentru Oltenia și pentru Craiova și un exemplu bun de urmat. Încă din copilărie am hotărât că îmi place să fac medicina. Aceasta probabil datorită educației din sânul familiei mele, ambii părinții profesând în domeniul medical. Ulterior m-am decis să fac oftalmologia pentru că îmi doream foarte mult o specialitate chirurgicală, aceasta adaptându-se mult pe profilul meu psihologic și educațional. Iar din punct de vedere al oftalmologiei, consider că este o specialitate care implică o mare finețe și o delicatețe în gesturi, mai ales în gesturile chirurgicale, dar în același timp este nevoie de o mare precizie și rigurozitate, ceea ce consider că se adaptează foarte bine unei femei. În această specialitate, aparatura tot timpul se înnoiește, dacă putem să spunem așa, iar dumneavoastră vă adaptați. Suntem o specialitate în care suntem dependenți de aparatură. Chiar pentru prescrierea unui banal ochelar avem nevoie de măsurători speciale dedicate acestui scop, iar în toate domeniile, mai ales în cele de diagnosticare amănunțită și mai ales în tehnicile chirurgicale, este nevoie de aparatură de înaltă performanță. Ca și alte domenii din medicină, aparatura evoluează tot timpul și automat tot timpul trebuie să fim adaptat momentului prezent pentru a fi și a asigura niște servicii de înaltă calitate pacienților noștri. Sunteți într-o continuă perfecționare, am văzut că tot timpul sunteți prezentă la congresele de specialitate. Am avut parte încă de la începutul carierei mele de persoane care mi-au stat alături, care m-au încurajat să evoluez în cariera mea. Am avut parte de profesori nemaipomeniți, autodidacți, cu renume, nu numai la noi în țară, dar și în străinătate. Vorbesc de profesorul Paul Cerna, dar și de profesorul Florica Ignat și am învățat de la ei ceea ce înseamnă să te dedici acestei meserii. Ulterior, bineînțeles că a trebuit să evoluez mai mult și atunci și eu am urmat diverse cursuri. În primii ani de dezvoltare a abilităților chirurgicale am mers la multe clinici din Europa, mă refer la clinica de oftalmologie a spitalului Semmelweis din Budapesta, alături de profesorul Zoltán Nagy, care este un nume de recunoaștere nu numai europeană, dar și mondială. În 2000 am fost la Universitatea din Mainz și am vizionat operațiile făcute de profesorul Bucardic, ulterior profesorul Güell din Barcelona. Ca pe parcurs să merg la foarte multe congrese internaționale. Inițial am participat ca auditoriu, ulterior atât în țară cât și în străinătate ca prezentator pentru a-mi expune și tehnicile mele, care bineînțeles că au avut în spate ceea ce am învățat de la mentorii mei. În urmă cu câțiva ani ați ales să părăsiți Spitalul de Stat și să dezvoltați o rețea privată. Practic această meserie de peste 25 de ani. Inițial am lucrat la o policlinică de copii, unde mi-am dezvoltat foarte mult abilitățile de comunicare cu copiii. Sunt mândră că o parte din pacienții de atunci sunt încă pacienții mei și mai ales că copiilor sunt în prezent pacienții mei. Ulterior am profesat la un spital public unde am înființat un compartiment de oftalmologie, iar prin multă dedicare am
ajuns să fie cel mai bine dotat compartiment de acest fel din Oltenia. Paralel cu toate acestea, de 21 de ani, am dezvoltat și în privat o afacere împreună cu soțul meu, înființând inițial un cabinet medical atât pentru consultații cât și pentru investigații oftalmologice, ca apoi ulterior să dezvoltăm o rețea de cabinete și de optici medicale în Oltenia, totul ajungând ca în 2010 să înființăm o clinică de oftalmologie unde executam toate intervențiile chirurgicale dedicate acestei meserii a noastre, pentru ca a culmina în anul 2014 cu înființarea acestui spital privat de oftalmologie. Aveți o fată care este și ea la rândul ei studentă la medicină. Sunt bucuroasă că am o familie care a fost tot timpul alături de noi. Este un copil minunat, este studentă la medicină. Îmi doresc să urmeze meseria mea, bineînțeles dacă și ei va plăcea și dacă ea va considera că este o specialitate în care ea poate să se împlinească. Am alături un soț care tot timpul m-a apreciat și m-a sprijinit în toate activitățile mele și bineînțeles prieteni și cunoscuți care tot timpul sunt alături de noi să ne susțină în tot ceea ce facem. Ce urmează? Nu ne oprim aici, vom dezvolta un sector de imagistică. Am dezvoltat un laborator de analize medicale, de asemenea foarte bine echipat. Bineînțeles că lucrurile acestea vor continua cu înființarea și cu dezvoltarea unor noi specialități, în momentul de față fiind un spital de monospecialitate.